Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi vă voi prezenta o modalitate simplă și eficientă de reparare a unui programator FVDI. Metodologia pe care vă prezint este identică pentru toate versiunile de FVDI. Cea prezentă este Old FVDI sau FVDI 2014. Am primit-o în cursul dimineții. Proprietarul acestuia mi-a spus că nu mai funcționează pe K-Line. Acest simptom apărând brusc, a instalat, a reinstalat softul de câteva ori, pentru că e o problemă de soft, dar nu s-a rezolvat. Cel mai adesea, asemenea probleme de lipsă de comunicare apar datorită cablului, datorită torsionării cablului și întreruperii legăturii din el. Ele sunt turnate și nu se pot reface decât prin decât foarte dificil. Pentru a verifica motivul defectului, voi încerca să mă conectez pe un board de Golf 4, e o care o după-amiază, o adaptare de board pe Golf 4, așa că voi împușca de e-port dintr-o dată. Voi verifica și FVDI, voi determina și codul PIN a acestui board. Bun. Pentru a mă conecta pe board, voi face conexiunea utilizând mufa de la MPPS. Așa cum știți, în mufa albastră, pinul 1 este ignition-ul, pinul 24 este masa, iar K-Line-ul este pinul 25. Bun. Mai departe mă voi cupla cu cablu. Prima dată voi cupla programatorul MUFA USB. Bun, am cuplat programatorul, deschidem softul. Bun. Vom cupla acum alimentarea bordului. Mergem pe canal 17. Mergem pe canal 17 și încercăm să ne conectăm. Not responding. Ok. Deci în acest caz, cu siguranță, este problema din programator. Bun. Pentru a remedia acest defect, vom desface programatorul, se îndatură capacele de mascare a șuruburilor. E suficient.
Este suficient să le desfacem doar într-o parte. El va ieși. Și acesta este programator. Elementele care sunt implicate în funcționarea unui ICANN sunt bus driverul 9L9637D, 8-ocuplurul K6 și multiplexorul ADG1406. Poate veți mai găsi în documentație faptul că este necesar să schimbăm toate componentele. Multiplexorul ADG1406 este destul de consistor, este produs de firma Analog Devices și are un preț destul de mare. De asemenea, prin el trec atât semnalele RXTX provenite de la linia K, de la linia K, cât și cele de la Kala, de la liniile CAN. Dacă nu ar fi avut comunicare deloc, se înlocuia. Dar faptul că este funcțional pe CAN, cel mai probabil acesta nu este defect. Deci voi înlocui doar bus driverul L9637D și optocuplorul respectiv. Pentru că se întâmplă adesea, deci le am pe stoc. Optocuplorul este Omron 61G1. Acest optocuplor se află inclusiv în Abritusul original. Bun, am înlocuit cele două piese și acum voi face probabil cu el așa, fără să-l mai pun în carcasa respectivă. Am făcut din nou legăturile la bord și acum urmează să îl alimentăm pe el, să alimentăm programatorul. Prima dată în conflu USB, după care bordul. Bun, alimentăm bordul.
10. Așa cum spuneam, acum trebuie să terminăm codul de logare. Connect to devil, to device. A început citirea. El este destul de lent. Bun, și acum dacă în acest moment doresc să fac o ajustare, să spunem 179, deci codul este 3118, recalibrate, confirm. Noua valoare va apărea pe display-ul ceasurilor în momentul în care iau tensiunea. Deci, iată, 170.993, apare o mică diferență de... Aceasta este prezentarea care am făcut astăzi. Sper să vă fie de ajutor în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare.